Bun venit la noul număr al dinozaurului. Este vorba de numărul 8. Eu sunt Mihai, colaborator cu magazinul colecționarului și în acest număr primim o tijă mică care se va monta împreună cu cealaltă tijă primită la numărul anterior. Trebuie puțin forțat, dar ideea este că acestea două se cuplează într-un mod sau altul. Exact. Acesta este un suport. Și pe lângă acesta primim vertebrele cervicale, care vor alcătui împreună cu acestea prima parte a gâtului dinozaurului nostru. Acestea se vor monta în această variantă și aici se va monta capul. Cam acestea sunt piesele. În numărul următor vom primi un set de șuruburi și în sfârșit pielea cealaltă de pe craniu. Vom avea un craniu format. În continuare ne vorbește despre marile grupe a dinozaurilor. Este vorba de ornitopodele. Ornitopodele erau dinozauri ornitischieni, asemănători ca structură, dar cu dimensiuni variabile. Unii dintre ei aveau lungimea de maxim un metru, alții, printre care Hypsilophodon, erau ceva mai mari. Lungimea record de 30 de metri era însă atinsă de Edmontosaurus, de exemplu. Grupul al cărui nume înseamnă efectiv picior de pasăre a fost clasificat de faimosul paleontolog nord-american Othniel Charles Marsh în 1881. În continuare, ne vorbește despre cele mai cunoscute ornitopode. Era vorba despre heterodontosauridele, driosauridele, iguanodontidele și hadrosauridele. Au denumiri foarte complexe și e cam greu și pentru mine pronunțarea acestora. În călătoria în timp ne vorbește despre originea vieții. Viața a început fără oxigen, importanța apei în viața de zi cu zi și dovezile geologice ale fierului. În continuare ne vorbește despre celule, precum ar fi cele procariote sau eucariote. Focusonul. Cred că acesta va fi destul de interesant, am pomenit și numărul anterior, că ni se va vorbi de stegozaur, dacă ții minte bine. Nu știu nici eu, sau am răsfăit revista. Ideea este că este acel dinozaur cu țepușe mari pe spate, sigur ați văzut din Littlefoot, fostul desen animat. Acesta a trăit în epoca Jurassicului Superior și țara de unde a fost descoperită a fost în Statele Unite. Ca și exemplarele adulte, acestea puteau ajunge la o greutate de 2 tone și la o lungime de peste 8 metri. Acesta este scheletul lor și dinozaurul cică era pentru toate temperaturile potrivit anumitor cercetători. Plăcile jucau un rol în termoregulator. Dacă reptila trebuia să-și crească temperatura corporală, marile osteoderme acționau ca niște adevărate panouri solare, încălzind sângele care curgea prin capilare cu căldură acumulată. În schimb, dacă animalul avea nevoie să le recorească, era suficient să se odihnească vreme de câteva ore la umbră. Plăcile aveau astfel o acțiune contrară, coborând temperatura. Vorba de aceste plăci. În continuare ne vorbește despre urme și amprente și ne vorbește doar în prima parte. Se pare că în numărul următor vom avea și mai multe informații. Este vorba despre amprente și ihnite. Amprentele de dinozauri sunt denumite științific ihnite, iar ramura științei care le cercetează se cheamă paleoihnologie.
Această disciplină se ocupă cu clasificarea tuturor urmelor lăsate de organisme atunci când erau încă în viață, interpretându-le astfel mișcările, obiceiurile și comportamentele. Cum se formează amprenta fosilă, dinozaurul merge pe teren moale, piciorul lasă o amprentă, straturile sedimentare păstrează urma, eroziunea aduce la lumina zilei amprenta rămasă ascunsă milioane de ani, dar din păcate în timp însă eroziunea afectează și fosila. Și dacă nu se descoperă în timp, cum văd, eroziunea face să dispară complet urma. În continuare, vorbește despre locomoție, analizând amprentele fosile, cel mai bine conservate, paleontologii strâng informații prețioase despre locomoția dinozaurilor. Puteau fi bipezi, patrupezi, uneori și așa și așa, în funcție de nevoile de deplasare. Prin aceste cercetări, e posibil să se estimeze viteza animalului și să se descrie poziția picioarelor și cozi în timpul mișcării. În continuare, ne vorbește despre dinozauri în televiziune, precum familia Sinclair și printre alezauri și T-Rex. N-am auzit de aceste desene animate, dar Sinclair este, de exemplu, un nume cu rezonanță. Numele familiei protagoniste a serialului Dinozauri este un omagiu adus Sinclair Oil Company, compania petrolieră nord-americană acum dispărută, care avea un dinozaur pe logo. În 1933-34, în timpul expoziției mondiale columbiene din Chicago, compania a pus în scenă o expoziție de dinozauri care punea în evidență legătura dintre formarea zăcămintelor de petrol și epoca reptilelor mari, unde era prezentat un model animat de brontosaur cu greutatea de 2 tone. Evenimentul a avut un succes atât de mare încât a inspirat o linie de brontosauri de cauciuc vânduți de distribuitorii Sinclair. Compania a început apoi să dorească dinozaurii gonflabili ca articole promoționale și să le ofere clienților Dino Benzină, servită în benzinării de un om îmbrăcat în dinozaur. Foarte interesant. Și cam atâta este informația despre această revistă. Vă mulțumesc că ați fost alături și sper că v-a plăcut această prezentare. Ne vedem peste 2 săptămâni cu numărul 9. Și nu uitați că de la numărul 15 apariția va fi săptămânală, prețul nu se va modifica. Așa că mulțumesc că ați vizionat acest videoclip. Vă puteți abona la canalul meu jos cu butonul de subscribe sau abonare. Și dacă lăsați un like, un comentariu sau distribuiți acest video, sunteți de foarte mare ajutor. În continuare, împreună cu magazinul colecționarului, vă mulțumim pentru prezență și sper că ne vedem numărul următor.